Bine v-am găsit, dragi prieteni, i-au sosit ciorapii lui Sabin Pârvan. Trebuia să se întâmple odată, este un eveniment enorm și pentru noi. Vă dați seama, a ajuns celebru Sabin Pârvan. E omul nostru de la Câmpina, pe care îl credeam deja în faliment, că nu ne-a mai dat nicio veste în ultima perioadă. Iată ce scrie pe acești ciorapi. Știți că data trecută i-am dat pachetul lui Dan Bâra, pentru că era la comun și m-am simțit nevoit să fac gestul ăsta, mai ales că noi l-am adus în actualitate și pe Dan Bâra, și acum îl aducem în actualitate prin intermediul lui Dan Bâra și pe Sabin Pârvan, prin telefon, două puncte, Sabin Pârvan. Atâta doar că omul nostru de la Câmpina, se vede că le mai încurcă și el, că acum sunt prea multe emisiuni, într-adevăr, îl trece la 11 metri, ceea ce este grav. Vedeți aici, este sigla emisiunii 11 metri cu Radu Banciu și Dan Bâra. Sabin Pârvan, slavă Domnului, nu face parte din această emisiune. El intră doar din când în când după miezul nopții la telefon. Dar iată să vedem câte perechi de ciorapi a primit. Pentru că ăsta e pachetul lui, da? E pachet ca și cum ar fi venit din America pe vremuri pachetul. Da, deci toată lumea, toată comunitatea afla. Deci o pereche este un pic mânjită cu iarbă, așa, în fine. O pereche, două perechi, hai să vedem, da, sunt albi, nu poate să-i poarte chiar peste tot, să apare numele ăsta, e jenant. Îți dai să te duci cu șlapi, și cu pantufi, cu ciorapii ăștia să-ți poarte numele, nici Gigi nu face așa ceva. Deci trei perechi, patru perechi, măcar i-a trimis câte doi. 5 perechi, 6 perechi. Are așadar 6 perechi. Mă întreb acum, dragi prieteni, cui o veni rândul? După cum vedeți, eu nu mai am parte de mult de perechile astea de ciorap, dar să nu se înțeleagă greșit, nici nu mai am nevoie. Am destule, așa. I-am dat lui Dan Bâra data trecută, îl simțeam pe Dan Bâra un pic jenat de cel care n-are muiere acasă și, în fine, tot felul de alte probleme ale bărbatului neînsurat. Era clar că nu ce lipsă de așa ceva, că doar nu se duce Dan Bâra să-și sacrifice meciurile de sâmbătă și de duminică la magazinul Unirii să-și cumpere ciorapi. Și evident că n-avea, mai degrabă stătea cu picioarele goale prin casă și atunci i-a prins bine. Probabil același lucru este și în cazul lui Sabin Pârvan, dar mă întreb acum, cui va mai trimite omul nostru de la Câmpina pachet? Eu sugerez totuși să încerce să înceapă totuși cu piciorușe mai fine. O Alina Bădic, un ghetuță, da, cum ar fi, bă, să încalzi niște ciorăpei și după aia să pui ghetuțele peste ei. Mamă, fi cu o prăjitură de aia cu cremă. Deci ce ar fi totuși, și sugerăm, ghetuțe oricum nu se uită. Deci putem să vorbim că suntem între noi, nu s-a uitat niciodată la emisiune. Deci, de asta îi spun amicului nostru de la Câmpina, tu ne data viitoare, de-aia frumușei, albe, așa, poate chiar transparenți cumva, știe el mai bine, și o să ne ducem cu ei la ghetuțe, să avem și noi un prilej să ne băgăm în seamă că asta deja nu mai ține. Tu cu ghetuțe, până s-o supăra fata pe noi într-o zi, să încercăm cu altceva, să intrăm în grații, cum face în general bărbatul și cum se întâmplă în televiziune, bineînțeles, unde bărbații, cu cât sunt mai bine plasați, cu cât au funcție mai mare, cu cât au emisiunea mai urmărită, cu atât încearcă să intre mai des în grațiile femeilor și de obicei acestea care nu văd frumusețea, genialitatea, așa, sunt imune la aceste tratamente, la aceste ofensive. Și atunci, dacă noi am venit cu asta, cu ciorapii, care ar fi ceva concret. Noi nu o să spunem de unde i-am primit. Bineînțeles, așa am făcut când am venit data trecută, cu o floare. De fapt, n-am venit eu. A venit Dan Bâra, i-a adus lui ghetuțe un trandafir. Să știți că din prima s-a uitat la el și a zis, nu e rupt de undeva? Nu e de pe vreun mormânt? Adică imediat femeia, sigur, s-a gândit la cei mai rău. Și a spus, nu, domnule, Dan Bâra a luat-o din piață, s-a dus de dimineață. A băut cafeaua pe drum ca să ajungă mai repede să fie trandafirul mai frumușel. Deci ne-a simțit un pic că am fi niște golănași de ăștia așa care ne ducem cu... Dar dacă venim cu perechea de ciorap, de damă să fie, deci nu-și de ăștia de flotir. Da, ciorap de damă, frumușei din trăia care să intre și ghetuțe poartă 40. Am aflat.
are 40, domnul de la Câmpina, de să nu-i trimiteți 37, cum ar fi fost firesc. Nu, poartă 40, deci mare atenție la lucrurile astea. Dar bun, să ne îndepărtăm, că între timp o anunță ăștia, cârcotașii ăștia care încearcă să mă sape pe mine de 6 ani, să împurască emisiunea pe la șef, pe la toate birourile astea, ca să mă dea afară. Deci, gata. Gata, da, mai schimbăm subiectul, că între timp o anunță pe Ghetuță și deschide aia televizorul să uite și după aia să supără. Gata. Haideți să trecem mai departe, dragi prieteni. Mai era un subiect de ieri. Evenimentul zilei l-am ținut special pentru această seară. Uite și scrie aici. Oprește-l, scris fără cratimă, pentru 22.05.2017. Oprește-l, aproape că sună ca Oprescul. A, bine. Iată așadar un număr rar din evenimentul zilei. Cum s-au infiltrat serviciile de informații mass media, operațiunea Noi Suntem Statul, faza ziariștilor cu epoleți. Aici apare moaca Simone Ionescu, e adevărat, care dă tăpălagă, săracul, dă tăpălagă și trompetele sale cântă aria calomniei când atacă evenimentul zilei. E, dar de ce acum? Dă tăpălagă e rău că atacă evenimentul zilei. Be. Asta nu contează. Acum oricine spune ceva, ăsta iarăși un meteahna oamenilor mici. Te legi de unul, vii și îi spui niște lucruri, automat ăla te detestă. Nu. Marea, într-adevăr, marea valoare și grandoare aici a unui om este să-ți rămână mic sau să te aprecieze dacă te aprecia până atunci. Da? Să te aprecieze și după ce l-ai făcut varză. Mai ales dacă are dreptate în anumite situații. Deci acum ce? Dacă Dan Tăpălagă lăuda evenimentul zilei în fiecare număr al lui la Hot News, ce s-ar fi spus despre el? Ce ziarist excepțional. Că așa e la noi. A criticat pe ăștia, acum gata. Dan Tăpălagă e ultimul porc. Nu a făcut așa. Și oamenii trebuie judecați dincolo de conflictele astea personale. Bun. Ioan Rus a vrut să-i facă dosar penal lui Dragnea în timpul guvernării Năstase, zice Marian Vanghelie. A fost invitat ieri la noi în platou. Cum s-au infiltrat serviciile de informații mass media? Operațiunea Noi Suntem Statul, să vă arăt imediat și imaginile, faza ziariștilor cu epoleți. Articolul este fluviu, semnat într-adevăr de Dan Andronic. Era foarte bucuros Sabin Orcan mai devreme când a ieșit. Cum m-a văzut, mi-a zis, bă, dacă o să zică Dan Andronic și de tine, că ești acoperit. Asta mă gândeam și eu. Dar n-am mai apucat, că știți că Orcan e quality și atunci imediat au sărit să-i pună niște întrebări cualitice, dar n-am mai apucat să-l întreb eu, dar dacă o să te treacă pe tine primul, ce faci? Hai că mai vedem, că Dan Andronic spune că mai avem puțină răbdare. Da? Așa se termină textul, mai aveți puțină răbdare, dar până una alta ne oferă niște imagini. Sigur că nu sunt spectaculoase, pe cine vedem aici? Pe Coldea, pe Chioveși, îl vedem și pe Robert Turcescu, parcă mai bătrân ca niciodată. Am, sigur, imaginea e proastă, deci are ochii vineți, Turcescu n-am înțeles. Lângă el este Sorina Matei, tu vorbești Sorina, așa fiind ea cunoscută. Uite-l și pe prietenul nostru MRU, acolo e George Maior, aici ai Dan Tăpălagă și jos este Liviu Avram. Asta spun, nu sunt niște nume la care să nu ne fie așteptat, nu pot să zic că sunt pești mici toți. Nu, de Tăpălagă, de Turcescu, de Sorina Matei, să tot vorbise în breasla asta, nu e ceva extraordinar, textul este prea lung ca să intrăm în amănunte, îl ținusem doar așa ca să nu se creadă că am făcut-o intenționat sau că am trecut. Pur și simplu ieri în mal de rola de ziar, evenimentul zilei s-a ascunsese undeva între Libertatea și Click, se băgase în interiorul lor. Cam cum a încercat Dani Alves ăla să obțină o lovitură liberă weekendul ăsta în campionat într-un mod mizerabil. Pentru mine răspunsurile sunt evidente, spicuiesc de aici, iar faptul că Sorina Matei continuă seria dezvăluirilor legate de Sebastian Ghiță & Company pe blogul ei este doar o parte a răspunsului. A știut vreodată Sorina Matei această poveste din spate? Nu. Sunt convins că nu i s-a spus niciodată că a fost factorul determinant. Este prima dată când o spun de la cap la coadă, fiind doar una dintre cele
pe care le-am trăit ca jurnalist și manager de presă. Este un caz izolat? Nu. Adică el întreabă, el răspunde, așa. În fine, sunt tot felul de nume de-astea care apar. Robert Turcescu să reia episodul când în pauza publicitară s-ar fi certat cu Ilie Sârbu. În 2014 Sorina Matei a revenit la B1 după o scurtă trecere pe la România TV, televiziunea lui Sebastian Ghiță, unde fusese angajată de acesta ca urmare a sfatului primit de la prietenul său Florian Coldea. La un moment dat Sorina Matei s-a certat cu Ghiță și a vrut să revină la B1, numai că nu s-a mai putut. În fine, sunt poveștile lui Dan Andronic, dar puțin tică răbdare. Eu cred că am așteptat destul, totuși. Asta cu răbdarea ar fi trebuit să ne ceară răbdare după ce ne dezvăluia mai multe, totuși. Adică răbdare am avut ani de zile de când se tot vorbește de lucrurile astea, dar cât să mai așteptăm acum? Cât să mai așteptăm până când? Chiar să vedem. Chiar să vedem. Că poate cine știe, e în numărul de astăzi. Un nou mister pe masa Comisiei Parlamentare de Anchetă. Cine le-a trimis date despre alegerile din 2009 lui Maior, Coldea, Chioveși și Dâncu? Jurnalistul Dan Andronic și-a reconfirmat în fața Comisiei Parlamentare de Anchetă dezvăluirile făcute până acum în serialul Noi Suntem Statul. Parlamentarii vor să afle cine le comunica date demnitarilor strânși în noaptea de 6-7 decembrie 2009 acasă la Gabriel Oprea. Iată-i. Sigur, prima pagină nu este spectaculoasă. Evenimentul zilei a renunțat de mult la orice veleități de asta tehnico-tactice. Nu mai are nimic. Doar poza lui Ion Cristoiu și atât. În rest, nu mai rămâne nimic pe prima pagină. Ia să vedem totuși dacă nu mai sunt niște chipuri. Pagine 4-5, aici o văd pe Narcisa Iorga, dar nu e în cadrul... Prima victorie, evenimentul zilei, în scandalul SIPA, nu e că ăsta cu jurnaliștii neapărat, aici e pagine 4-5, iată moaca lui Andronic, și în poze sunt Chioveși și Maior, Coldea și Dâncu. Doar ăștia patru de data asta. Putea să mai pun o dată și pe Turcescu, că ăștia patru fuseseră și în numărul trecut. Cine le-a trimis date despre alegerile din 2009, Chioveși și Maior, Coldea și Dâncu? Păi și Turcescu nu le-a trimis. Păi cine să le fi trimis atunci? Nu se zice nimic în numărul ăsta despre Turcescu, deci iarăși o dezamăgire pentru noi. Și chiar mai mare, pentru că de data asta, la finalul articolului, care nu știu unde să termină, că e așa de prost paginat, de nu-ți dai seama, nu mai spune Dan Andronic puțin tică răbdare. Deci se pare că e și finalul. În condițiile astea, sau când o mai avea el chef. Dom'le, dar de ce nu veniți, domnul Andronic, sau alții ca noastră? Și spuneți, iată jurnaliștii blat, sau jurnaliștii acoperiți. Și scrieți, 1, 2, 3, 4, care e problema? Dan Andronic, care știa mai repede decât Traian Băsescu rezultatul alegerilor din 2009, cum am fost eu, sâmbătă seara, știa mai repede decât Bernard Cazonică, își va juca echipa în baraj. Bă, deci am știut înaintea lui cu 30 de secunde. Da? Păi așa și Dan Andronic. Păi el nu știe care sunt ăștia. Să-i treacă, domnule, altfel ce să tot învârte în jurul cozii. Scrie, domnule, pe toți, dă-i dracului de nenorociți. Ce presă e asta? Oricât or fi ei de talentați. Asta spuneam și ieri și zilele trecute. Când veniți și ne înfierați pe noi ăștia. Da, dar eu o fac pe barba mea. O fac pe riscul meu. Da, eu sunt fără plasă jos. Alții făceau pe grozavi, dar sub ei era Dita mai Salteaua. Da, n-aveau nicio grijă al de Turcescu sau al de Dan Tăpălagă sau toți ăștia. Ce contează că sunt așa numiți jurnaliști buni? Pentru unii sunt buni, pentru alții sunt proști. Pentru alții sunt chiar foarte proști. Dar nu asta contează până la urmă. Că nu trec examenul de moralitate. Despre asta e vorba. Ce să mai dăm, mă, că ești bun sau prost? Atâta timp cât tu ești o lichea. Că despre asta e vorba, da? Ăștia care vin și le înfierează, ai explicat, trebuie să știe un lucru. Noi nu suntem în tagma ăstora, da? Așa că tot ce facem aici este cu mijloacele proprii. Nu suntem trimiși lui ăla sau al lui ăla. Da, că detestăm pe unii, toată lumea detestă pe cineva, dar noi avem curajul să o spunem. Asta e singura diferență, nu se riscă arși. Și alții detestă. Putincuriști ăștia care nu spun niciodată nimic și care vor să fie lăudați de alții ca să pară ei modești. V-am mai explicat eu cum e cu modestia. Nu-i nimeni în jurnalism modest.
tot să cred buricul pământului. Și eu când mă mai contram cu câte un tris din ăsta, imediat îi sărea țandra și spunea, păi dar ce bă, tu crezi că la nivelul meu, el adică, imediat sărea, nu sunt așa de modești cum par ei. Da? Faptul că nu se laudă în fiecare zi nu înseamnă că sunt modești. Nu, așteaptă să vină lumea și ei să spună, aia, ați văzut, mă, cum au lăudat toți ăia. Bă, niciun fel de tenințe lichele, evident. Bun, nou partid al lui Victor Ponta și frământările lui Dragnea, gata, se îndepărtează, ajungem deja la eșecul Gabrielei Firea pentru fluidizarea traficului, e sigur un subiect ordinea zilei, dar ce dracu să comentăm despre asta? A încercat și doamna Clotilde Armand să intre pe subiect, dar ca politicianul. Da? A văzut că a făcut ceva Firea, automat a fost prost, n-a venit cu nicio soluție doamna Clotilde. Păi da, asta nu e bă, tata. Asta am asistat și noi în politica românească de când ne știm. Orice să facem stânga, dreapta critică. Orice să facem dreapta, critică stânga. Ideea este să-i critici și după aia să vii cu o soluție. De exemplu, Clotilde Armand, care a găsit un prilej să o mai înjure un pic pe Gabi Firea, a venit, a înjurat-o pe aia, a spus că, citez așa din memorie, acum zice, s-a văzut lipsa de experiență, ca să nu spun mai mult. Adică prostia. Asta era, dacă spunea mai mult. Asta că spunem noi. Deci a făcut o proastă pe Gabi Firea pentru faptul că aia a pus niște stâlpișori. I-ați văzut probabil la televizor. Asta este, cum să spun, lăptișor de matcă pentru jurnalele de știri și pentru dezbateri. E un subiect, într-adevăr, pe care românul, ca vremea, se poate dezlănțui, că aici nu se trebuie cultură generală. Pe asta poate să vorbească oricine despre stâlpișori. Bun, Gabi Firea, ce să facă? Eu fi spus și ei cineva să încerce metoda asta. Sigur că proastă. Asta cu fluidizarea traficului ca să-i dăm întâietate transportului public. Dar evident, e o necesitate. I s-a atras atenția probabil și din Europa. Numai că nu ține atâta timp cât tu n-ai făcut nimic în amonte pentru asta. Nu poți dintr-o dată să o rezolvi. Da? E o problemă complicată asta, de altfel și la alții. Clotilde Armand, care chiar că nu să pricepe la exemple și nu are, cum să spun, spiritul ăsta necesar ca să dea o replică, ar fi trebuit să explice cum e la Paris. Da? Vă spun eu, dacă nu vă spune Clotilde Armand, da? Unde autobuzele sunt privilegiate pe toată suprafața capitalei Franței intramuros. Da? Deci între zidurile cetății, Parisul ăla de 2 milioane de locuitori. Că atât are Parisul. 10 milioane cu suburbiile. În Parisul propriu-zis sunt 2 milioane de oameni. Ei bine, peste tot în Parisul adevărat, da? Exceptând suburbiile, autobuzele sunt protejate, au culoarul lor, pe care și scrie cu duco din ăla, sau cum se numește, cu vopseaua aia, bus. Peste tot vezi termenul ăla. Într-adevăr, nu intră nimeni acolo, nu că sunt stâlpișori, nu se intră, pentru că dacă te vede poliția, ei amendă, în afară de salvare, de pompieri, în cazul de asta de urgență. Bun. Dar asta nu înseamnă că traficul este nemaipomenit. Avantajul Parisului, pe care Bucureștiul nu-l are, pentru că n-a fost făcut de Napoleon, este că acolo străzile sunt cele mai multe dintre ele cu sens unic. Și atunci traficul se duce într-o direcție cum e la noi pe Calea Victoriei, da? Unde nu vin mașini și din cealaltă parte. Și atunci cât de cât se rulează. Asta este soluția. Da? Drumurile, că nu poți să faci autostradă în mijlocul Parisului. Deci nu se poate rezolva altfel. Există pasaje, sigur la ei mult mai multe decât la noi, până la un moment dat o iei pe sub pământ, treci pe lângă Sena și așa mai departe, să cască tot timpul pasajele alea, care sigur mai descongestionează traficul de la suprafață, dar într-adevăr nu poate nimeni să inventeze de pe o zi pe alta o soluție de genul ăsta. Ea ce credea? Mai ales că Gabi Firea nu cunoaște Bucureștiul. Ea este o copilă de la țară care a venit și a trăit în nordul Bucureștiului cu jobul ei. Păcătos de la antenă. Chiar mizerabil. Așa. Ea știe zona aia. Cu fântâna Mioriței, cu cartierul Băneasa, un căcat la nivelul Bucureștiului. Dar, din păcate pentru ea, aia este o zonă unde așa ceva nu se poate pune în aplicare. Mai ales dimineața. Da? Acolo este un traficant Ciudad de Mexico la 9 dimineața, când ea a încercat să facă chestia asta pentru autobuze. Autobuzele nu sunt o prioritate în nordul Bucureștiului, din păcate. Pentru că acolo toate mașinile vin, da, și din afara capitalei, dar și din nord spre centru,
unde muncesc cei care locuiesc în nord, că ea nu muncesc în sud. Cei mai mulți muncesc tot în partea de nord, cel mai departe ajung până în centrul Bucureștiului. Asta înseamnă o nebunie, n-ai cum să faci acolo. Acolo îți trebuia, într-adevăr, pasaje subterane sau linii dintr-astea, de genul tramvaiului 41, să spunem, protejate, într-adevăr, dar nu imense. Tramvaiul totuși ocupă mai puțin spațiu. Ceva de tipul ăsta trebuia să faci. Asta cu culoarul de autobuz, evident, l-ai pus capac alți. Păi noi nu avem șosele. Drumurile noastre sunt înguste, sunt de proastă calitate. Odată ce tu i-ai dat jumătate din drum autobuzului, cum să mai treacă mașinile pe acolo? Neexistând în zona de nord a Bucureștiului, din câte știu eu, nici o stradă cu sens unic. Păi da, în condițiile astea... Deci încă o dată, doamna Firea, asta care a avut posibilitatea să călătoriți, să vedeți la alții și nici nu trebuia. Era suficient să vă facă unul un raport călătorind ăla. Da? Deci vă spuneam, ați fost atacată de doamna Clotild. La Paris asta e singura diferență. Acolo când vii peste, pe lângă Sena, da? Faimoasa linie de autobuz 24, am mai și povestit despre ea, cea mai spectaculoasă și o recomand pentru cineva care se duce prima dată la Paris. Vă luați un hotel într-o suburbie a Parisului, că e mai ieftin, și de acolo luați autobuzul 24, care traversează tot centrul istoric al Parisului, se duce până în partea cealaltă, dincolo de la Défense. Deci vezi absolut tot Parisul, merge numai pe lângă Sena. Nu vreau să vă spun ceva, 75% din drumul autobuzului este sens unic. Asta salvează, pentru că pe Sena se merge pe o parte numai într-un sens, pe cealaltă parte numai într-un sens. Altfel n-ar fi reușit să facă asta. Da? Atâta timp cât Bucureștiul nu are, în afară de Calea Victoriei, nimic în centru de tipul ăsta, nimic în nord de tipul ăsta, cum să descongestionezi? Nu se poate. E clar. A doua soluție era asta, dar ți-a luat 30 de ani, am mai explicat-o odată. Noi măcar am avut soluții, am avut și argumente. În campania electorală, erau pasajele alea, am dat exemplu Marsiliei, da, care are tot un rețea de tunele suburbane, subterane, pardon, nemaipomenite. Da? Deci nu trebuie să vezi orașul absolut deloc. Deci dacă tu vrei să vii de la Toulon, care nu are aeroport internațional, la aeroportul Marseille-Marignan, faci 80 de kilometri și treci pe sub Marseille, nu vezi orașul deloc. Și te scoate, te străbați pe tot, pe dedesubt, și ieși direct pe autostrada care te duce la Marignan, la aeroport. Ceea ce și face unul care locuiește la Toulon. Da? Vrea să vină la aeroport, la Marseille, este zbor direct în Canada. Sau zbor direct în Reunion. Sau, din Toulon nu poți să mergi, decât în intern. Păi te duci în Canada, vii la Marignan, faci 80 de kilometri, nu vezi orașul absolut deloc. Pentru că dacă intri în el, nu mai ieși. Evident, acolo, la orele de ambuteiaje, stai. Da? Centrul orașului, ca nebunie, cum este peste tot, la Londra și la Paris și în toate marile orașe. Dar ai această posibilitate. E, asta l-a luat 30 de ani, să știți. De pe vremea lui Gaston de Fer, emblematicul primar al Marsiliei, atunci au început să se construiască asta. Dar vă dați seama ce înseamnă asta? 30 de ani. Păi nu, ne-ar lua numai studiile de fezabilitate 150 de ani. Da? Ei au lucrat atât. Sunt perfect făcute alea. Da? Sigur că dacă vreodată se întâmplă un accident în tunelele alea, perfect, luminate, unde sus sunt indicatoare, ți se spune unde ești, ai ieșiri în stânga, în dreapta, bineînțeles, vrei să te răzgândești la un moment dat, vrei să te duci la un spital, vrei să te duci la stadion, vrei să te duci în centru, vrei să te duci pe cornișă. Evident că poți ieși, dar dacă tu vrei să mergi înainte, ți arată direct autostrada spre Lyon. Te duci spre aia, te duci spre aia, o ții tot înainte. La un moment dat îți apare aeroport Marignan, te duci numai spre ăla. Deci nu vezi orașul nicio secundă. Sunt doar câteva fragmente când ieși dintr-un tunel și intri într-altul, durează câte 50 de metri. Dintre aia și atunci vezi un pic cerul albastru deasupra, pe care ai intrat din nou. Așa sunt legate unul după altul. Asta, tată, e de o viață. Da? N-are Bucureștiul și nu va avea niciodată. Deci ca să ne oprim aici... Doamna Clotild n-avea ce să facă mai mult. A încercat chestiunea asta, nu i-a ieșit, o să mai încerce după ce se termină școala, că în București știți că asta e problema, să plâng toți, copiii merg la școală sau la grădiniță, părinții ies cu mașina, au dreptate și ei ce să facă. Își duc copiii cu mașinile, călătoresc câte doi, că la noi nu avem covoaturajul ăla de la francezi. La noi nu există chestia asta. Adică ce înseamnă aia la ei? Un imobil din ăla întreg se bagă tot într-o mașină, ca să nu încurce traficul și să duc toți copiii cu mașina unuia. Astăzi cu ăla, mâine cu ăla, poi mâine cu ăla, asta înseamnă covoaturaj.
să se pună mai mulți într-o mașină ca să nu se încurce traficul prea tare. La noi nu-i cazul, românul are comoditatea asta, nu e ospitalier, nu știe să-l aprecieze pe ălalalt, nu e, noi nu avem relații de genul ăsta, foarte rare. Și atunci o vezi pe mamă în față, vorbind la telefon, și în spate stă puștiu legat cu 10 centuri, că mama e precaută, proastă și precaută, cum ar fi zis Tudor Chirilă, da? Proastă și precaută, ăla are 10 centuri, copilul, ea vorbește la telefon și fumează, și ăla stă acolo într-un jeep căpătat, știți pe ce, așa, stă cu geamurile deschise și îl duce cu jeepanul ăla, ocupă 3 străzi, îl duce la grădiniță. Da? Asta face în fiecare zi. Aia de lângă ea, aia de vecina de palier, face același lucru. Tot cu jeep-ul ei, sau cu BMW-ul ei. Își duce și aia plodul undeva. Îl duce la not, îl duce la munci agricole, îl duce undeva, îl duce, da, îl duce peste graniță, tot așa. O mamă în față, o blondă de aia vopsită, vorbind la 2 telefoane deodată, și el în spate, jucându-se pe tabletă sau pe nu știu ce. Da? Deci, pierdut. Spațiu mare și 2 oameni câte o mașină. Ei bine, la alții nu e așa. Dar pe român nu poți să-l înveți chestia asta. El o să spună, lasă-mă atâta confort să am și eu. Da? Nu, nu se apreciază lucrul ăsta. În România nu se va întâmpla niciodată. Românul nu are genul ăsta de legături cu mediul înconjurător sau cu vecinătatea lui. La alții e de când lumea asta. Și în țările nordice, și la francezi sau la nemți. Bun, deci nu se putea face mai mult decât atât. Ce credea Gabriela Firea? Că dacă vine din partea PSD-ului la putere, o să ne poată duce cu zăhărelul foarte mult timp. Nu se va putea face niciodată nimic. Pentru că nici n-au interes să facă ceva. Vedeți vreo linie de asta suspendată, cum ne păcălea pe noi Oprescu cu o să facă? Asta ar trebui Bucureștiului. Să fie un fel de Seul. Ați văzut cum arată Seulul? Deci sunt niște poduri de acolo prin Seul, de Golden Gate-ul de la San Francisco, e mic copil. Pentru că Seulul are 45 de milioane de locuitori cu suburbiile, da? De asta. Și altfel n-avea ce să facă. Puteau să facă la linii de, la stații de metro, 1 miliard, că tot nu le ajungea. Dar la ce capacitate are. Și atunci, sigur, sunt poduri din alea subtepes, adică deasupra, da? Supraterane. Asta este singura posibilitate. Dar Bucureștiul nu are cum să ajungă aici. Că nu trebuie să inventăm noi roata acum că a venit PSD-ul la putere. Astea sunt soluțiile. Dacă nu vă convine niciuna dintre ele, atunci la loc comanda. Lăsați iară traficul, dați-le încolo de autobuze. Deci așa greii nu circulă cu autobuzul. Nu trebuie doamna Firea să fie mai populistă decât e cazul. Da? Azi, că aia care o să voteze pe ea, o să voteze, dacă o să voteze și stând în trafic cu autobuzul respectiv. Bun, am lăsat tot așa de ieri o știre ca să o comentăm astăzi, că ieri am avut mintea ocupată cu alte prostii, vorba lui Moromete. Compania privată americană aerospațială SpaceX, dragi prieteni, ne uimește din nou, dar sper că nu numai pe noi, măcar să-l fi uimit și pe tovarășul columbeanu. De data asta, oamenii de știință și-au propus să lanseze în spațiu o navă funerară. E important, pentru că în România nu mai avem unde să îngropăm atâția ștabi. Dar cimitirele sunt prea mici, crucile tot mai înalte. Deja dau crucile în liniile de înaltă tensiune, nu mai ok. Și atunci, iată că există o posibilitate, cenușa oamenilor grei, oamenilor de afaceri, oamenilor de tipul lui Vasile Turcu, Turcu sunt, așa, să ajungă să-și petreacă odihna în spațiu. Doamne, ăsta e proiectul, el va fi lansat la sfârșitul anului. Cei care vor să beneficieze de un astfel de serviciu pot rezerva un loc pentru $3,000. E o fleacă asta. Cred că și acum, dacă îl caută pe Vasile Turcu prin budigăie aia cu care s-a spânzurat, găsesc $3,000. Cenușa defuncților va fi plasată în capsule speciale pe care se vor putea face inscripții formate din 80 de caractere. Totodată, rudele defuncților vor putea urmări locația navei cu ajutorul unei aplicații speciale. Mai depinde cine face aplicația, să nu fie ca aia de la Telecom. Dar mă rog, dacă sunt americani, putem să avem încredere în ei. Aparatul va sta în spațiu timp de 2 ani. Responsabilii companiei au anunțat că pentru această primă cursă vor fi disponibile 300 de locuri, din care 100 au fost deja rezervate. Adică ce să înțeleg, că după 2 ani te aduce înapoi?
Te ține 2 ani în spațiu și după aia vine cu cenușa înapoi. Nici asta n-ar fi o soluție. Ideea să-ți arunce după aia cenușa în spațiu. Asta mi s-ar părea foarte elegant, pentru că am văzut un film american prost, nu mi-a plăcut, un serial, n-am văzut decât primul sezon, se numea Cei 100. Așa? Unde tot așa stăteau, venise apocalipsa pe pământ și ei plecaseră cu o navă și stăteau să plimbau prin spațiu. La un moment dat au trimis niște copii, niște adolescenți înapoi pe pământ să vadă dacă pământul e locuibil. La 100 de ani după ce a avut să loc apocalipsa și au văzut că era locuibil. Parașutase undeva prin Noua Zeelandă pe copii cu o capsulă de aia într-o pădure de ferigă unică în lume, de aia mi-am dat seama că acolo erau. Și în fine, după aia aventurile lor, film pentru americani, un prostănac de ăsta, nu, nu era nimic spectaculos. Dar apropo de asta, și acolo când murea cineva în nava aia, o navă imensă, cu care ei stăteau zeci de ani în spațiu, îl aruncau, bineînțeles, în spațiu, ăla se pierdea pe acolo în imensitatea lui, nu mai ajungea niciodată nicăieri. Deci asta mi s-ar părea soluția. Dar Irinel Columbeanu, care spunea că pleacă primul pe lună sau unde mergea prima cursă, prima rată în cosmos, el se ducea, că avea prea mulți bani și putregai cum era el, țineți minte la vremea când era la mare modă, că astăzi noi mai vorbim despre el, ca să te dai și mai mare cu bani pentru care nu făceai nimic, că erau banii lui Tasu, da? El avea ideea asta, că la un moment dat nu-l mai sătura pământul să se ducă în spațiu. În fine, nu mai are pe Moni Gabor, acum nu mai are ce să facă, e adevărat, e singur, săracul. Dar la el m-am gândit, să știți, când am văzut asta cu cenușa, da, vorba ăluia care vrea să fie mormântat la Père Lachaise și îl întreba pe responsabilul cimitirului cum să facă să-l îngroape acolo și el a spus, domnule, în primul rând trebuie să muriți la Paris. Deci așa și aici, în primul rând trebuie să vă ardă, pentru că aici numai cenușa este luată. De nu se mai iau sicriele alea imense, da, făcute pentru toți granguri ăștia, cu aer condiționat, cu cablu, cu nu știu ce. No, aici trebuie să doar urna ți-o ia. Chiar mă gândesc, uite, la Gigi, el n-are nevoie de urnă. El poate să cenușa să-i fie aruncată, de exemplu, în Cupa Campionilor. Așa aia ține ca o urnă. Puiul de cupă ăla. Păi puneți-l acolo pe Gigi. Dacă nu vrea să fie ars după moarte, să-l convingem totuși că nu va mai fi loc chiar pentru toate neamurile pe pământul ăsta. La un moment dat va trebui să alegem și varianta asta. Și uite, sigur că Gigi e atașat de spațiu. În orice caz, dacă nici în spațiu nu ești mai aproape de el de sus, atunci unde? Lasă cu pământul destul. Lasă cu pământul, hai să mai încercăm să ajungem să murim și prin spațiu. Bun. Bă, fraților, avem o, știți că suntem o emisiune de cultură și după aia, în al doilea rând, o emisiune de zoologie, noi, pentru că asta este, ne-am specializat în ultima vreme, văzând că e nevoie de așa ceva, nu există practic nicio emisiune de zoologie la televiziune din România, nici măcar Digi, n-are Digi Zoo. La un moment dat credeam că vor face Digi Cooking, Digi Zoo, dar totul, lipseau câteva emisiuni, deci au făcut ei ceva cu animale, dar trebuia una mai, un pic mai interesantă, nu doar să preia niște documentare de la alții și să le dea pe post. Trebuie una mai interesantă. Deci asta încercăm prin eforturile din ultima vreme, țineți minte, cu Cucu, da? Cucu Pestriț, cu Cucu Bețiv, da? Cu castorii, cu toate animalele de care am vorbit. De bine, astăzi ne oprim la un melc, melcul Jeremy, nu, au fost foarte inspirați cei care i-au dat numele, un melc cu trăsături genetice atât de rare, încât nu reușește nici măcar Universitatea din Nottingham, considerată bucșită de cercetători care se pricep la gastropode, să-l cupleze cu o melcoaică sau cum. Da? Bănesc că nici la ei nu e tot tradițional și la melci. Nu e melc cu melc. E melcul cu melcoaica lui. În fine, bănesc că așa e și la ei. Asta fiind totuși britanic, ar putea să se îngăduie și cu melc. La englezi nu cred că e o problemă cu asta, da? Deci după un apel global pentru găsirea unui gastropod la fel de rar, o să vă spun imediat de ce este atât de rar melcul nostru, care să se împerecheze cu Jeremy, cercetătorii au găsit în fine doi melci, i-au adus de la capătul pământului, care erau compatibili, în teorie, cu Jeremy, numai că incredibil eveniment, i-au pus pe cei doi melci alături de Jeremy și ăștia s-au cuplat între ei.
pur și simplu ignorându-l pe eroul nostru. Se pare că în momentul de față nu se mai poate face nimic. Jeremy, spre deosebire de toți ceilalți melci din lume, are cochilia rotită în sensul invers al acelor de ceasornic. Uluitor, bă. Și pentru asta nu există nicio melcoaică care să-l placă. Vă dați seama? Și alea se uită, noi credeam că melcii habar n-au. Îi vedem acolo băgați în cochilie, mergând cu capul ăla, a plecat. Bă, tată, l-au văzut, bă. Și nu una, două, trei. Toate, bă. Și niciuna nu se apropia de el. Pentru că avea cochilia, să ne uităm și noi de aici înainte, rotită în sensul invers al ceea ce lăgeți voi. Deci e ca și cum ai găsi un trifoi cu patru foi. Da? Deci melci înseamnă că au cochilia rotită numai în sensul acelor de ceasul, că sunt niște dungi acolo și toate sunt așa. Ăsta are așa făcute și pentru asta niciuna. Bă, e adevărat, vedeți? Seamănă, mă, femeile cu melcoaicele. Deci toate sunt la fel, mă. N-a găsit una să spună, bă, pe mine, uite, e mai ciudat, ăsta mă interesează. Asta dacă o traducem în termeni, că melcii încă nu ne-au dat în judecată, deci putem să-i înjurăm. Da? E ca și cum, dacă o traducem în mediul uman, obișnuit al nostru, da? Printre umanoizi, e ca și cum ai avea, să zicem, ochii dați peste cap. Da? Gândește-te să te vadă una doar cu albul ochilor. Să nu-ți vadă. Ochii tăi să fie dați peste cap. Cine te-ar lua, mă? Da? În vasul lui, oriunde. Să n-ai decât alb la cei doi ochi, atât. Ce femeie s-ar năpusti să spună, mamă, dar tu să vezi, ochii să-ți fie pe aici, pe undeva. Da? E cam așa este situația acestui Jeremy, dacă îi spuneau John, era și mai corect, acestui John, practic, melcul nostru, care va rămâne așadar singur cuc, iată, se potrivește și la melci, toată viața lui. I-au adus, bă, doi potențiali, au găsit ăia, zice, mă, cercetători, tată, bani. Bani, dar bani pe bune dați. Ăia ne dormind nopțile, sacrificându-și familiile, da, prieteni, tot, bradul de Crăciun, vâscu, toate astea, numai ca să caute doi melci, că unul era prea puțin. Să-i aducă măcar din aia doi, unul să se încaibere și cu Jeremy. Nici vorbă, aia s-a cuplat între ei. Probabil că e firesc, nu? Pe drum, cât au fost aduși până la Jeremy, da, s-au plăcut. Și când l-au văzut pe ăsta, au zis, bă, ce dracu, uite-te la el cum arată. Am ratat așadar. Sebastian Ghiță a audiat prin videoconferință, deocamdată n-avem imagini, în sfârșit, în cazul Ponta Blair, deși Ghiță ar putea să fie audiat în cazul oricui în această țară, oricine s-a văzut odată cu cineva, de exemplu, eu dacă mă văd mâine cu un finlandez, să zicem, Ghiță poate să raporteze asta de oriunde. E clar că știe tot ce mișcă în țara asta, toate relațiile dintre toți oamenii. Nu știu de ce tot îl întreabă de Ponta Blair, că ne-ar interesează multe cazuri, da? De exemplu de Năstase Andronic, da? De Simona Ionescu cu Cristian Tudor Popescu, sau nu știu, da, zic eu la întâmplare, da? De Vântul cu Turcescu, da? De ce nu îl întreabă? Ce ne tot interesează pe noi Ponta Blair? Dar atenție, atenție, fraților, după ce am studiat atât cât am putut această videoconferință, bă, parcă nu-i Ghiță. Bă, parcă au prins pe altul. Dacă o fi în Paraguay și joacă table sau moară cu fiii, da, cu fiii, cu nepoții, cu urmașii foștilor hitleriști. Dacă o fi acolo, se Ghiță, cum dracu să fi fost în Serbia? Că de la început ni s-a părut șubre de chestiunea. Mă, nu el, mă! Ce arată cu totul și cu totul altfel. Aici ni se spune a slăbit 10 kg, bun, aia nu-i mare lucru. Într-adevăr, să un pic de voință e la îndemâna oricui. Și-a lăsat părul lung. Iară nu e ceva ieșit din comun, dar mă, nu seamănă cu el. Nu e Ghiță. A renunțat la barbă de când l-ar fi prins. Sigur că în curând o să apară niște poze cu el, de o să credem că e Zoltan Tesari. Da? Dar acum, practic, asta e. Îl vedem pe Tesari pe stradă, credem că e Ghiță. Că niciunul dintre ei, da, n-are chip. Da? Asta e problema cea mare. O să-l chemăm la un moment dat pe Mitică Dragomir să-i recunoască. Domnul Mitică, care-i, domnule, Tesari și care-i Ghiță între ăștia doi? Așezați pe scaune, probabil că sunt la fel.
Dacă stau în picioare, sigur, Ghiță e cu 14 capete mai înalt decât ăla, da? Asta e, până nu-i vedem în carne și oase, totuși nu ne putem pronunța. Și că mare prietenie s-ar fi legat în spatele gratilor, ce rușine, între Cristi Borcea, fostul acționar din Amovist, chiar l-aș întreba pe Borcea, asta ar fi întrebarea mea pentru el. De cu cât l-ați făcut până la urmă pe Nea Vasile? Cât mai aveați să-i dați lui Nea Vasile când și-a pus să lași treanghi de gât? Cam câte milioane? Nu o să ne spune niciodată. Borcea, și chiar dacă ne spune un mincinos, nu o să-l credem niciodată. Și-a făcut un prieten în celulă, pentru el un fel de abate faria. O să vedeți, turcul Arican Halil. Un afacerist constanțean, evident, a de origine turcă, cum indică și numele, poate chiar rudă cu hoțul ăla care arbitra Barcelona cu PSG, condamnat pentru rambursări ilegale de TVA. Și un găinar turcul ăsta, exact ce-i trebuia lui Borcea. Omul de afacere își spășește pedeapsa în aceeași celulă cu malfratul nostru, cu mârlanul de Cristi Borcea, ci că între ei s-a legat în timp o prietenie strânsă. Acum, revistele de satiră ni-ar prezenta altfel pe ăștia doi, dacă tot e strânsă prietenia, că la ei se poate. Hârtia încă suportă orice în țara asta și foarte bine, că n-avem deocamdată un jandarm care să-i penalizeze și acolo. Stai că facem noi față, le luăm noi pe piept și pe astea ale lor. Arican Halil ce face? Îl duce toată ziua pe Cristi Borcea la muncă. Deci Cristi Borcea de dimineața până seara, da? De luni până vineri, că sâmbătă are treabă cu asistentele, cu, da? Mai, se mai ocupă și el, mai își întregește familia, dar în timpul săptămânii el e la muncă, mă. Îl duce ăsta prin vreo cafenea, cine știe, pentru un casino. Așa? Stau acolo ca să-i treacă din pedeapsă lui Cristi Borcea. Deci asta e România, mă. Oamenii ăștia care meritau pușcărie la ocnă, bineînțeles, Becali ăsta, dar tot lotul ăla al transferului, toți mari corupți, ei au dus-o în pușcărie cam puf. Sigur, Gigi fiind mai prostănac, ne-a și povestit asta. Păi a stat acolo ca Hristos. La mine erau... Asta ne spunea Gigi, da? A dus-o... Evident, bănuiam asta și dacă nu ne spunea. Da? Au ieșit mai rumeni la față, mai roșii, mai... Da? Am mâncat aceeași brânză, pentru că a fost același lucru. A uitat la aceleași programe la televizor, cred că Luțu era pe sub pat acolo, încărcat telefoanele în același mod. Absolut nimic nu se schimbase. De-aia nu înțelegeam pe aia. Giovanni s-a apucat de muncă, dădea cu mătura, se ducea. Păi de-aia nu ți-ajungea, jucai zarul, toată ziua nu te putea opri nimeni. Da? Până când nici nu mai auzeai, surzeai de la zgomotul ăla, dădeai zarul ăla ca picătura chinezească. De 1.000.000 de ori dădeai zarul ăla pe zi. Terminai un meci, începeai altul. Jucai case, jucai neamuri, jucai heleșteu, ce conta. Până ieșai din pușcărie, le recuperai pe toate înapoi. Și ce să te apuci de muncă? Când ei oricum nu știau ce să facă cu libertatea. Ei stăteau în pipera ca proștii. Da? În mizeria aia de acolo. Pușcăria nu era până la urmă un spațiu mai decent pentru ei? Și evident, așa a și fost. Ei n-aveau nici măcar curajul din pușcărie să le spună, dar merezi mă înapoi în celulă. Fierața dracului și nu mai mocoșiți atâta. Nu, n-aveau curajul. Duceau ca în târgul lui Cremene, în Pârnaie. Bine, publicitate, ne întoarcem imediat. Dragi prieteni, nu știu de unde să o apucăm. Sunt ziare care se ocupă în principiu cam de două persoane. E vorba de Dan Andoni și de chelnerița asta prinsă în patul lui Orlando Bloom, chipurilor româncă. În Cotidianul, Dan Andronic face fum, scrie Cornel Nistorescu, care părea că l-așteaptă la cotitură. Pe Dan Andronic este un editorial fluviu aici. Dan Andronic apare pe prima pagină și în Adevărul, ăștia ironizând la adresa lui că ar fi invitat Comisia Alegeri 2009 să-i citească ziarul. Asta ar fi protejată lui Bendeac, urâta asta. Mă rog, să trecem mai departe. Vă spuneam de fata care ar fi fost găsită, Viviana o cheamă, o chelneriță la Londra, exact cum spuneam eu de românii care se duc acolo, era chelneriță, da, la un hotel și ar fi fost prinsă goală în odaia lui Orlando Bloom, pe care îl vedeți aici,
nearătosul Orlando Bloom, 40 de ani, e bine, frumușica asta a fost dată afară de șeful ei. Ea are 21 de ani. Și a pierdut slujba pentru că l-a găsit o goală. Deși noi nu o vedem goală deloc, bineînțeles. A văzut-o ăla goală. Eu cred că asta ar fi ideală. La Masterchef, la Românii au talent, la... să fie adus aici. Tot goală, dacă se poate. Să-și mărească ea audiențele cu fătuca asta tipică pentru așa ceva. Deci ăsta are un viitor în reality show. Asta dacă nu cumva o vor lua o englezi înainte. Pentru că evident, e o bunăciune colosală. O vedem, să știți, nu numai în Click, am văzut-o și în Libertatea, pardon, e Gabi Firea, le-am confundat. Nu asta vreau să spun. Era Național, iată-o, aici o vedem și mai îmbrăcată, de pe vremea când era adolescentă, româncă prinsă în patul Orlando Bloom, atenție, au fost prinși ăștia, Pahunțu și Hăineală, prinși în fapt. E, o bizarerie, bucureștii au bandă unică și primăriță tot așa, zice Naționalul. Dacă vreți, poate că nu locuiți în București, că nu e obligatoriu, așa arăta Arcul de Triunf în fundal și stâlpișorii doamnei Firea, așa arăta circulația după eseul, după încercarea, după tentativa de a face un pic de curățenie în capitală a primarului general. Publicitate, întoarcem cu Dan Bâra și ciorapii lui Sabin Pârvan. Dragi prieteni, era să mi-l omoare pe Dan Bâra, primărița capitalei, ci că l-a luat drept țânțar. L-a luat drept un roi de țânțar. Vedeți pe Dan Bâra, dacă îl mai recunoașteți imediat, iată-l. Dom'le, omul de-abia a venit. Acum a sit cum e la televizor. Să nu se uită femeile să creadă că a slăbit 10 kg. Nu, l-au dat cu tot felul de alifii ca să poată să apară. E aproape îmbălsămat. Radu, până acum se fărăiam, acum cred că o să bâzi noaptea. Dacă da. Dat când a ieșit din bloc și că o ofensivă din aia de desțânțărizare a Gabrielei Firea, de aia în dușmănie, așa, și că l-a făcut una cu asfaltul de Dan Bâra, eu credeam că primărița a fugit în munți de rușinea păcatului de astăzi cu stâlpișorii. Nu, ea se pare contraataca și l-a pleznit chiar pe Dan Bâra. Bine, acum, știi, eu nu m-am uitat când am ieșit din scară, dar eu sunt convins că l-am așteptat acolo cu dezinfectantul ăsta, cu insecticidul, și când m-a văzut că am ieșit din scară, pe el, și a început să-mi dea cu dăla. Deci asta chiar în ziua în care tu trebuia să-i predai ciorapii lui Sabin Pârvan. Vezi că acum începe să capete contura adevărata conspirației. Ești curios dacă Sabin Pârvan va accepta în momentul în care va intra prin telefon această ofertă. Vreau să-i transmit această cale ca să nu uit omului nostru de la Câmpina, să-i facă ciorăpii cu inele Alinei Bădic, dar nu neapărat inelele lui Saturn. A, bacă, da? Cu inele. Așa. Dar ne-a murit Nicky Hayden. A murit, săracu, da. Fostul campion mondial MotoGP 2006. Iată că a scăpat cu viață, s-a retras din motociclist și plimbându-se cu bicicleta l-a accentat o mașină. Al doilea mort în Italia pe bicicletă la un antrenament după Michele Scarponi, fostul ciclist important, ciclist italian de la Astana, care tot așa a murit săracu cap prostul, lovit de o mașină în timp ce s-a antrenat pe o șosea pe care nu venea absolut nimeni, ca în filmele la englezești, polițiste, a venit o furgonetă condusă de o tipă și aia vorbea cu fisul care era bolnav la grădiniță, l-a lovit pe ăla și l-a omorât. Ăsta a stat săracul în comă, nu știu câte zile.